Salutare, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o rețetă spaniolă, roscon de reyes. Este un fel de cozonac, aluatul este foarte asemănător cu cozonacul nostru, doar că este umplut cu frișcă și deasupra se decorează cu fructe confiate, alune și zahăr perlă. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum se pregătește această delicioasă rețetă. În primul rând vom pune în bolul mixerului 130 ml lapte călduț, 2 ouă mari, 30 ml apă de floare de portocal. Dacă nu aveți, puteți să puneți suc de portocale, 110 g zahăr, coaja de la o portocală, coaja de la o lămâie și 25 de grame drojdie proaspătă. Vom amesteca foarte bine toate ingredientele să se dizolve drojdia. Iar acum vom adăuga puțin câte puțin în compoziție 500 de grame de făină și un praf de sare. Vom adăuga făina puțin câte puțin și vom mixa. Vom adăuga și sarea și vom continua să adăugăm făina până o vom termina. După ce vom adăuga toată făina, vom frământa aproximativ 5 minute. După cele 5 minute, vom adăuga 75 de grame de unt la temperatura camerei și vom continua să frământăm încă 5 minute, în total 10 minute. Acest aluat, ca și cel de cozonac, se poate frământa și cu mâna. Este gata aluatul nostru, așa arată aluatul. Este puțin molcuț, dar așa trebuie să fie. Aluatul mai molcuț este și mai pufos. Vom face o bilă, după care această bilă o vom pune într-un bol, pe care îl vom unge cu puțin ulei. Vom acoperi bolul și îl vom lăsa să-și dubleze volumul. Și a dubla volumul la mine a durat aproximativ o oră, dar acest lucru depinde de căldura pe care o aveți fiecare în casă. Acum vom frământa puțin aluatul pentru a scoate bulele de aer. După care vom face iarăși o bilă și vom face o gaură în centru, așa cum vedeți că fac eu. Vom așeza aluatul în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Este gata cozonăcelul nostru. Acum îl vom acoperi și îl vom lăsa iarăși să-și dubleze volumul. Și-a dublat volumul, uitați cât de bine arată și ce frumos a crescut
este foarte mare. Acum îl vom unge cu ou pe toată suprafața. Și deasupra vom pune fructe confiate, așa cum vedeți că fac eu. Iar acum vom pune migdale tăiate. Și zahăr perlă. După care vom da cozonăcelul la cuptor pentru 20 de minute la 180 de grade Celsius. Dacă vedeți că cozonăcelul se rumenește prea tare deasupra, puteți să îl acoperiți cu o bucățică de hârtie de copt sau cu folie de aluminiu. Și gata este cozonăcelul nostru, uitați cât de bine arată. Acum îl vom lăsa să se răcească 2 minute, după care îl vom scoate pe un grătar. Și înainte de a-l tăia, îl vom lăsa să se răcească foarte bine, trebuie să fie rece. Cozonăcelul nostru, după cum vedeți, este foarte pufos. Acum vom tăia cozonacul un pic mai sus de jumătate, așa cum vedeți că fac eu. Partea de jos o vom așeza pe un platou sau pe o farfurie mai mare. Și vom umple cozonăcelul cu frișcă. Eu pentru a prepara această frișcă am folosit 500 de ml de smântână pentru frișcă foarte rece sau frișcă lichidă, 250 de grame mascarpone și 90 de grame lapte condensat. Iar acum vom pune deasupra cealaltă parte a cozonacului. Și voilà! Este gata desertul nostru, roscon de Reyes, cozonac umplut cu frișcă. Dacă doriți, puteți să presărați puțin zahăr pudră deasupra. Eu prefer să nu o fac pentru că este destul de dulce. Pentru mine este suficient. Iar acum doar ne rămâne să gustăm acest delicios desert. Uitați cât de bine arată! Trebuie să încercați rețeta. Cu siguranță veți rămâne încântați. Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună, multă sănătate și mulți pupici!
Pa, pa!